Bună ziua, numele meu este Lăcrămioara Frăsineanu și reprezint Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la acest eveniment. Aș dori să vă spun câteva cuvinte despre Senatul Științific. Este divizia fundației care se ocupă de sprijinul și finanțarea proiectelor de cercetare, iar în ultimii ani avem un interes deosebit pentru cercetarea alimentară și pentru cercetarea din domeniul medical. În cadrul convenției de astăzi avem ca temă longevitatea feminină în contextul noilor descoperiri privind întârzierea procesului de îmbătrânire. Fiind luna martie, ne dorim să oferim un regal femeilor și să le prezentăm o nouă perspectivă asupra celei de-a doua etape a feminității. Am alături de mine câteva doamne doctor, specialiști în diferite domenii, alături de care vom dezbate astăzi acest subiect al longevității feminine și al păstrării feminității, indiferent de vârsta pe care o avem. Doamna dr. Anca Hâncu, medic nutriționist, reprezentant al clinicii NutriScience, doamna psiholog Carmen Buș, tot în cadrul clinicii NutriScience, mulțumesc foarte mult pentru prezență, doamna dr. Gero Vasilica, medic de obstetrică ginecologie, în cadrul clinicii MediPlus, prima clinică de menopauză din România. Și în curând sper să se alăture doamna Ioana Nușa, estetician și fondator al clinicii Physioesthetics, clinică de estetică medicală non-invazivă. Vă mulțumesc încă o dată că ați răspuns afirmativ invitației mele și îmi propun să vorbim astăzi despre feminitatea, care, așa cum am spus, nu vreau să țină cont de etapa vieții în care ne aflăm, nefiind nevoie să ne ascundem vârsta și nici particularitățile ei. Trebuie să recunosc că în această conferință m-a inspirat cartea Jumătatea mai bună a domnului dr. Sharon Mowlem, un cunoscut genetician din Canada, care a afirmat nu de curând, în urma unor studii privind cromozomii X, că faptul că femeile au doi cromozomi de tip X le oferă acestora un avantaj solid în privința supraviețuirii. Așadar, se pare că această explicație pentru care femeile trăiesc în general în medie cu 4 ani în plus față de bărbați și faptul că 75% din centenarii lumii sunt femei, se pare că ar putea avea o legătură chiar cu acești cromozomi XX, acești cromozomi sexuali. Aș vrea să vorbim puțin despre a doua etapă a feminității, care sunt principalele modificări fiziologice care apar și cum le putem face față. Bună ziua! Mulțumesc mult pentru invitație! Dacă e să vorbim despre a doua etapă a vieții unei femei, e o poveste foarte lungă. Ea începe undeva, poate după 40 de ani, când începe să se reducă foarte mult hormonii feminini, estrogenul și progesteronul. Și undeva între 45 și 55 de ani, cam asta este vârsta medie, în care încep tulburările așa zise de premenopauză, care se manifestă printr-o furie hormonală, să spunem, și se manifestă în clinic prin menstruații neregulate, începe să fie sau menstruațiile mai lungi sau mai scurte, sângerări mai abundente și încep, din păcate, să apare la foarte multe din femei tulburările vasomotorii. Se datorează schimbărilor hormonale. Încep să scadă hormonii estrogen și implicit și progesteron. Dar, în primul rând, se pierde funcția productivă. Adică ovarul nu mai produce ovocitul. Femeia nu mai poate să rămână gravidă. De fapt, asta e problema principală și de a atinge următoarele modificări hormonale. Undeva la 50 de ani se instalează menopauza. Exact a doua perioadă a vieții. E o stare, e o perioadă normală. Vrem, nu vrem, toate femeile vom intra odată la menopauză. Ea nu e o boală, asta trebuie să înțelegem. Dar problemele cu care se asociază menopauza, asta da, s-ar putea să producă multe boli și multe probleme în viața femeii. În primul rând apar problemele, cum am zis, vasomotorii. Cam 30% dintre femei au manifestări destul de grave. Cum știm, căldurile excesive, care pot să fie de foarte multe ori pe zi. Unele sunt mai norocoase, n-au deloc. Altele foarte mult și atunci le afectează calitatea vieții, afectează viața de zi de zi. Foarte
o consecință majoră a menopauzei este și sindromul genital urinar. Cu ce se manifestă? Se manifestă cu tulburări de urinat, se manifestă cu probleme la contactul sexual, cu scăderea libidoului, afectează viața în cuplu. Problemele care apar mai târziu, osteoporoza, bolile cardiovasculare, se știm că femeia în menopauză este protejată cardiovascular, face mult mai puțin boli cardiace decât bărbatul, dar la 10 ani. Estrogenii, hormonul vieții, hormonii feminini te protejează de bolile cardiovasculare. Dar după 10 ani, riscul se egalează. Numărul de femei și de bărbați care fac boli cardiovasculare e același. Asta lipsa hormonilor. Ce facem, e întrebarea. Așteptăm să se întâmple toate lucrurile astea sau putem să le prevenim? Din fericire, putem să le prevenim. Există tratament pentru orice problemă. Numai că asta vreau să spun în primul rând. Trebuie să mergem la doctor, trebuie să spunem problemele pe care le avem, trebuie să le povestim ca să putem să le prevenim și să avem o viață și o calitate a vieții frumoasă. Cu cât apar mai devreme problemele astea și cu cât le tratăm mai devreme, cu atât riscurile viitoare sunt mai mici. Tratamentul pot să fie tratament hormonal și non-hormonal. Noi nu tratăm menopauza, noi tratăm problemele, noi tratăm problemele menopauzei și pentru asta trebuie o discuție, trebuie văzut totul ca un ansamblu. Atunci trebuie discutat cu ginecologul, cu endocrinologul, adică e o problemă interdisciplinară, trebuie să discutăm. Asta facem și noi în clinica noastră, tratăm problema ca atare. Nu toate pacientele primesc un singur tratament. Tratamentul este individualizat. Da? Prăbușirea de hormon duce la apariția problemelor. Noi putem să dăm hormon ca să nu apară aceste probleme. Că vrem tratament de substituție cu hormon, că vrem tratament pe bază de plante, atunci asta rămâne discuția, rămâne dorința și riscurile pe care le au pacientele noastre. Dar în primul rând trebuie să consultăm pacienta, trebuie să aflăm ce vrea, trebuie să aflăm ce putem, adică ca să putem să-i dăm cel mai bun tratament pentru viitorul ei. Faptul că în România avem o clinică care a fost gândită special pentru această etapă din viața femeii, ajută cumva, a schimbat paradigma femeilor de a percepe această perioadă prin care trec? Sigur că da. Pragul clinicii noastre trec foarte multe femei în perioada de premenopauză și de menopauză. Și atunci, asta, măcar pacientele noastre le-a ajutat foarte mult să accepte starea în care sunt și să crească calitatea vieții. Să aibă o viață frumoasă, o viață fără probleme. Că asta e și scopul nostru, să creștem calitatea vieții, să prevenim riscurile viitoare, să prevenim osteoporoza, să prevenim bolile cardiovasculare și să tratăm sindromul genito-urinar, să tratăm lipsa hormonilor, să tratăm problemele vasomotorii care ne afectează viața de zi de zi. Da, a schimbat destul de mult percepția și încercăm să o schimbăm și mai mult. Okay. Voiam de asemenea să vă întreb dacă, acum când medicina a ajuns într-o nouă etapă prin genetică, putem cumva să anticipăm sau să întârziem cumva această perioadă, de altfel firească în viața oricărei femei, poate fi prevăzută cumva, anticipată cumva, făcut ceva în scop preventiv în acest sens? E o etapă care durează. Până intrăm definitiv în menopauză, durează câțiva ani. Că pot să fie 2 ani, pot să fie 5 ani, asta rămâne de văzut. Nu e o etapă care se stabilește imediat. Gata, oricum, diagnosticul menopauzei este un an de la lipsa menstruației. Dar, cum v-am și spus, apare perioada de premenopauză, perioada în care apar tulburările hormonale, în care apar multe manifestări. Da, în perioada asta, adică cu cât intervenim mai devreme, cu cât putem să prelungim perioada asta și să intrăm cât mai ușor în menopauză. Putem să prelungim intrarea în menopauză prin tratament de substituție. Adică, nu... E o etapă care putem să o prelungim, dar, din păcate, nu putem să o prelungim la nesfârșit. E adevărat că nu există un consensus. Nu există o limită minimă și o limită maximă, adică pentru tratamentul de substituție. Sunt foarte multe studii care spun undeva până la 5 ani, dar cu medicina, unele au dus chiar tratamentul de substituție până la 10 ani, dar cu
un control foarte atent al sânului și al endometrului. Fiindcă, normal, tratamentul ăsta, în afară de beneficii, are și riscurile, și riscurile ei. Viitorul le aparține medicinei regenerative. Asta e viitorul medicinii. Studiile sunt în continuare și eu cred că o să ajungem să avem... Care din ce... sunt perspectivele medicinei regenerative în acest domeniu? Tratamentul cu celule STEM, în primul rând, și tratamentele, noutățile care au intrat acum ultimul timp, PRP-ul, tratamentul cu laser, care, tratamentul de rejuvenare, care ajută foarte mult, mai ales în zona genitală, în sindromul genito-urinar, ajută foarte mult și combinat și cu tratamentul cu hormon, cu estrogen, în primul rând. Astea sunt ultimele tratamente care se aplică acum în tratarea problemelor menopauzei. Voiam să știu acum dacă acest tip de servicii de estetică medicală non-invazivă știu că sunt deja prezente în România, din acest motiv și doamna doctor Nușă este alături de noi. Voiam să discutăm puțin și despre acest tip de servicii. Bună ziua, în primul rând. Noi facem terapii regenerative de îmbunătățire a sângelui cu oxigen și ozon și cu complexuri de vitamine. În decursul anilor s-a demonstrat faptul că în urma inflamației a celulei există și o îmbătrânire. Oarecum, oxidarea celulei este îmbătrânirea celulei și venind cu acest boost de oxigen îmbunătățim atât la nivel sistemic, scădem inflamația și reglăm metabolismul. Ne vom întoarce la acest subiect. Cu drag. Aș dori de asemenea să abordăm această a doua etapă a feminității, deci nu doar din punct de vedere al menopauzei, ci pur și simplu care sunt premisele pentru care o femeie trebuie să se simtă bine în pielea ei, indiferent de vârsta pe care o are. Evident, ținta comunității științifice este aceea de a întârzia procesul de îmbătrânire celulară. Se fac pași destul de considerabili în acest sens. Și totuși genetica și specialiștii în genetică spun că îmbătrânirea depinde în procent de 25% de bagajul genetic și 75% înseamnă lifestyle și alimentație, cum avem grijă de noi, gândire pozitivă. Aș dori să vorbim puțin de nutriție, despre stil de viață și despre nutriție și cam care este impactul asupra longevității și de asemenea cum putem să, care este rețeta din punct de vedere al nutriției pentru o femeie care se află în a doua etapă a feminității? Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Aș dori să încep cu ceea ce spune David Sinclair de la Harvard, care consideră în ultima sa carte că de fapt îmbătrânirea trebuie tratată, trebuie abordată ca o boală, adică trebuie prevenită și trebuie tot mai mult să prevenim și să nu acceptăm îmbătrânirea ca atare. În acest sens și menopauza. Menopauza, sigur, este o stare fiziologică, dar atâta timp cât putem avea un comportament sănătos și putem să ne menținem mai mult feminitatea și sănătatea, trebuie să facem tot ce se poate. Și atunci, ce face o femeie la menopauză? De fapt, sănătatea și frumusețea femeii la menopauză ține, de fapt, de tot ce a făcut în timpul vieții. Adică, pregătim o stare de sănătate de la vârsta de 20 de ani. O femeie care toată viața a fost sedentară, care acumulează kilograme și ajunge la obezitate, nu va putea fi sănătoasă la vârsta menopauzei. Sigur, avem niște sfaturi mai concrete pentru femeia la menopauză, pentru că va trebui să aibă grijă de compoziția corpului. Și aici am să detaliez. După pierderea estrogenilor și care apare în timpul menopauzei, se modifică compoziția corpului, practic statusul nutrițional. Scade masa slabă, masa de
proteine de masă musculară și crește masa grasă, crește țesutul adipos în corp. Acesta este un proces care apare în mod normal și atunci femeia trebuie să știe să-și suplimenteze cantitatea de proteine, proteine atât de origine vegetală cât și de origine animală, să facă mișcare mai multă, dacă n-a făcut să înceapă să facă, iar dacă a făcut trebuie să facă mai multă, poate fi o mișcare, poate fi, să zicem, de intensitate redusă dacă nu mai are aceeași capacitate de efort. Important este să facă și să aibă o dietă echilibrată care să conțină proteine. Proteine, dacă mă întrebați cam ce cantitate, recomandat ar fi între 0,8 grame pe kilogram corp, dar poate să crească până la 1-1,2 grame pe kilogram corp de proteine, cu recomandarea ca spre 70-75 de ani să crească și mai mult această cantitate de proteine. Este important să-și aducă calciu între 800 și 1000 de miligrame, să-și aducă legume, fructe, 5 porții de legume și fructe, dintre care 3 să fie porțiile de legume vegetale, vitamina D în cantitate de 800 până la 1000 de unități pe zi. Și practic toate acestea pot fi foarte bine integrate în modelul alimentar mediteranean, care este un model de succes. Ce mai conține acest model în afară de legume și fructe? Sigur, proteinele de origine sănătoasă și de calitate. Vorbim de pește, de carne de pui, carne de curcan, mai puțin carne roșie, evitarea alimentelor procesate. Preferăm carnea gătită, preferăm mâncarea gătită în casă. Și mai avem de menționat aici că la menopauză este importantă și prevenirea osteoporozei. De aceea recomandările pentru vitamina D, pentru calciu, și mai avem câteva recomandări pentru minerale, contează magneziu, bor, zinc, cupru, selenoproteinele, fosfor și, dacă vreți, detaliem și aici, dar poate să mai deschidem puțin și spre alte subiecte. Sau vreți să continuăm? Mi se pare interesant. Da? Bun, bun. Atunci am să spun, de exemplu, la cantitatea de magneziu, este important să avem cam 320 de miligrame de magneziu pe zi. Sursele vor fi nuciferele, vegetalele cu frunze verzi, lactatele. Cuprul poate fi obținut din diverse alimente, cum sunt cerealele integrale, carnea, fructele de mare, nuciferele. Doza este de 0,9 miligrame pe zi, fosfor în doză de 700 de miligrame pe zi pentru adulți. Mai există și seleniu, care este important pentru că selenoproteinele au rol în căile antiinflamatorii și antioxidante. Seleniu se găsește în cereale integrale, în pâine, în fructe de mare și în carne. Zincul este de asemenea important. Tot ați auzit probabil de zinc legat de imunitate. Acesta este un stimulator al căilor de semnalare din corp, inclusiv în celulele osoase. Unde găsim acest zinc? Sigur, fructele de mare, în primul rând, crabul, dar există și în carnea de pui, în carnea de pasăre. Concentrațiile scăzute de zinc se asociază osteoporozei. Ce am mai putea spune? Vitaminele, carotenoizii, au rol important în menținerea densității osoase, vitamina K, dar și vitamina C, deci încercați să suplimentați, probabil că știți că vitamina C este o vitamină hidrosolubilă, adică nu avem depozite, trebuie zilnic să mâncăm vegetale, legume, fructe, un măr pe zi, da, un ardei roșu, pentru a avea cantitatea suficientă de vitamina C, pe care trebuie să ne aducem zilnic. Dacă nu, luăm câte o pastilă. Nivelul ridicat de seleniu, așa cum am spus deja, aduce și influențează pozitiv și densitatea osoasă, ceea ce este un lucru foarte bun. De menționat, influența negativă pe care alimentele procesate o au referitor la densitatea minerală osoasă. Aceasta este influențată negativ de consumul de alimente procesate.
și practic modelul alimentar mediteranean se constituie ca un fel de strategie non-farmacologică de prevenție a osteoporozei. Osteoporoza fiind unul din elementele negative asociate menopauzei. Dar aș mai sublinia, pentru că am spus că sănătatea femeii la menopauză începe de la vârsta de 20 de ani, foarte mare importanță are activitatea fizică. O femeie care face activitate fizică toată viața, care este energică, tonică, care se menține în formă, va trece cu totul altfel peste menopauză, peste posibilitatea unui declin cognitiv care este posibil să apară odată cu trecerea anilor, și activitatea fizică a fost găsită ca fiind în legătură cu scăderea declinului cognitiv. De asemenea, mai există ceea ce se numește mind diet, dieta creierului, cum ar veni. Este o variantă de dietă mediteraneană care tot așa practic are 10 alimente favorabile și 5 nefavorabile. Care sunt cele nefavorabile? Sunt exact cele alimentele procesate, ultraprocesate, cartofii, pai, dulciurile, probabil, da? Și la alimentele cu plus, acolo vorbim de exact despre ce am vorbit la dieta mediteraneană, vegetale și mai puține lactate grase. Deci cașcaval, grăsime foarte grasă, acestea trebuie cu moderație. Sunt obiceiurile de consum pe care le au în general femeile, pentru că noi să vedeți foarte multe paciente, care sunt obiceiurile de consum pe care le au femeile, obiceiurile nesănătoase, pentru că important este să știm să le schimbăm. Să știți că o categorie importantă, cred că 40% din femeile care vin la noi la clinică sunt în perioada de premenopauză sau menopauză, perioada în care acumulează kilograme și își dau seama că împreună cu menopauza deja ajung într-o situație critică pe care nu o mai pot gestiona. Ce înseamnă această situație critică? Înseamnă că de la o supragreutate, care cumva era echilibrată, ajung brusc la obezitate, ajung la probleme cardiovasculare, poate stare de prediabet care se instalează foarte ușor, și toate acestea apar pe fondul sedentarismului, pe fondul unei alimentații clar hipercalorice, deci toate mănâncă mai mult decât au nevoie, pentru că așa cum American Heart Association ne recomandă, noi odată cu trecerea timpului, la fiecare decadă, trebuie să scădem aportul caloric cam cu 170 de kilocalorii pe decadă. Noi ce facem? De fapt, odată cu trecerea timpului, începem să mâncăm mai mult. Ca o compensație pentru diverse frustrări, și aici doamna psiholog Carmen Buș ne va spune mai multe, dar cert este că nu știm să ne porționăm și porțiile să fie de fapt mai mici, nu mai mari. Combinat și cu lipsa de mișcare, și aici atrag atenția asupra a două aspecte. Nu e doar faptul că nu mergem la sală sau că nu facem mișcare, că nu facem sport. E vorba și de sedentarism. Foarte multe din activitățile noastre sunt sedentare. Ei, 8 ore de activitate sedentară pe zi înseamnă un risc, risc de mortalitate. Lucruri dovedite prin studii importante, studiul Echelund, care a adus 1 milion de persoane și a făcut această legătură. Și atunci, cum poate fi compensată acest risc de mortalitate asociat sedentarismului? Cam printr-o oră de activitate fizică intensă pe zi. Păi, vă dați seama cât de... deci noi, făcând mișcare, de-abia compensăm statul pe scaun. Și atunci, iată că devine mult mai greu pentru o femeie la 50 de ani care se confruntă cu problema menopauzei să înceapă atunci să facă mișcare. Atunci va trebui să mănânce mai puțin, nu e obișnuită. Ce mai fac foarte multe femei și ce duce la acumularea kilogramelor în plus? Mănâncă seara. Nu mănâncă ziua sau mănâncă mai puțin ziua, sar masa de prânz și vin acasă și mănâncă practic 2 mese sau mult mai mult. Sau consum ridicat de dulciuri, am observat printre doamne. Nu atât de mult la domni, dar mult mai mult la doamne, consum de dulciuri. Deci,
practic mai puține dulciuri, mai puține grăsimi. Mai puține dulciuri și grăsimi, porțiile ponderate, activitate fizică mai multă, mai multe legume și fructe în viața voastră, dar nu prea multe fructe. Și una peste alta, echilibru și moderație. Înainte să vorbim despre comportamentele de comportamentul de tip preventiv, aș vrea să mă opresc puțin. În 2019 a apărut un studiu care spunea că gândirea, tot în Canada, gândirea pozitivă duce la o durată de viață mai lungă cu 11 până la 15% și o probabilitate mai mare de a trăi peste 85 de ani. Cumva am legat acest studiu de rolul optimismului, de al emoției, de al încrederii în sine și de al gândirii pozitive. Ajută cumva setarea pozitivă a minții și starea de bine, ajută în prevenirea și întârzierea îmbătrânirii? Cum influențează? Desigur, așa cum ați spus, există cercetări în acest sens și studii efectuate ani de zile, în baza cărora s-a constatat că o gândire pozitivă, într-adevăr, poate duce către o perioadă mai lungă, o durată mai lungă de viață. Pentru că, de fapt, o viață sănătoasă, da, o avem cu minte sănătoasă. Ținându-ne emoțiile sub control, gândurile iraționale, tot felul de credințe care apar pe perioada vieții, tot felul de distorsiuni cognitive, faptul că supra-generalizăm. Întâlnesc paciente în cabinet care îmi spun, dacă prietena mea sau prietenele mele în această perioadă de premenopauză, când de fapt acolo este furtuna hormonală și care influențează evident modul în care arătăm din punct de vedere fizic, dacă prietenele mele s-au îngrășat, atunci este clar și eu nu am ce să fac, sunt pierdută în această poveste și așadar nu am ce să fac, cedez în lupta cu stima de sine, de fapt. Că despre asta este vorba. Odată cu această furtună hormonală care apare cu scăderea estrogenului, care este într-o strânsă legătură cu serotonina, denumit da, hormonul fericirii, evident că apar anumite tulburări. Există o predispoziție în perioada premenopauzei pentru tulburări de ordin psihic și mă refer la anxietăți puternice, mă refer la aceste frici raționale, dacă o să fie pentru totdeauna așa, ca și cum ne aflăm într-o situație fără scăpare. Și depresia aici poate apărea în această perioadă, diferite tulburări dismorfice corporale. Am senzația că anumite defecte se adâncesc sau dimpotrivă am senzația că deja arat foarte rău comparativ cu ce era înainte. Apar tulburările de somn. Iată câteva tulburări asociate acestei perioade. Cum putem menține, da? Pentru că sunt, așa cum spuneați, diferite cercetări în acest sens. Cum putem menține o gândire pozitivă? Sunt diferite tehnici. În primul rând, ce ne este la îndemână, să avem o viață socială activă. Acest lucru ne ține în formă. Dacă menopauza este o perioadă firească, normală, și slavă Domnului, să-i mulțumim lui Dumnezeu, suntem binecuvântate, dacă ajungem să trăim această perioadă, ar trebui să o privim pozitiv. Da? Minunat că am ajuns să trăiesc această perioadă din viața mea. Iată că trăim niște vremuri extrem de complicate și viața trebuie să o apreciem sau avem nevoie să o apreciem clipă de clipă, să ne bucurăm de ceea ce avem și ceea ce trăim. Așadar, o gândire pozitivă, da, îmi influențează starea de bine, deci și longevitatea vieții. Așa cum vă spuneam, există niște metode care sunt la îndemână. Viața activă, să fiu implicată la această vârstă și să nu asociez perioada de premenopauză, că de fapt atunci apare, de fapt, aceste tulburări, atunci avem predispoziție să apară, să nu asociez cu pierderea feminității. Dimpotrivă, mă pot descoperi o femeie matură, trecută prin viață, cu experiență, pot să mă privesc
puțin obiectiv și nu atât de subiectiv și să mă las influențată de toate credințele celorlalți, pot să păstrez acest status mental pozitiv prin combaterea distorsiunilor apărute. Știu că există fel și fel de tehnici de a avea o gândire pozitivă, unele dintre ele care se educă. Contează mai mult dacă încercăm să deprindem aceste comportamente care ne ajută și ne setează spre o gândire pozitivă cu mult înainte de a intra în a doua etapă a feminității? Desigur. E bine să prevenim ca în orice, ca orice în viața aceasta. Deci, viața socială activă, am spus în primul rând. Apoi, discuțiile cu familia. Faptul că în momentul în care întâmpin o problemă, e bine să o discut cu oamenii pe care îi iubesc, să fiu înțeleasă, să pot să accept mai ușor anumite perioade din viața mea și anumite probleme pe care le întâmpin, familia să-mi fie aproape, deci iată afectivitatea, o nevoie pe care o acopăr prin această metodă. Apoi, da, să prevenim sănătos. Pot să previn prin tot felul de tehnici de mindfulness. Spre exemplu, să trăiesc, de fapt asta înseamnă, să trăiesc aici și acum, în prezent. De câte ori ne oprim în timpul unei zile, indiferent de vârsta pe care o avem, să ne întrebăm ce fac, cum mă simt acum. E atât de important să fiu în contact cu mine, cu propriile nevoi. Ne cunoaștem nevoile? Știm ce mă face fericită? Știu în acest moment? E foarte important să am grijă de mine, să nu uit că sunt om, că am nevoi și mai ales, mai presus de toate, să nu uit că sunt femeie. Să nu uit de sensibilitatea mea. De multe ori ne angrenăm în cursul vieții de tot felul de lucruri pe care le avem de făcut, de tot felul de liste to-do, dar uităm de esența noastră, de, așa cum spuneam, de nevoile noastre. În moment și evident de comunicare, uităm să comunicăm lucrurile acestea. Cum am putea cum ați putea sau ar putea altcineva să știe ce nevoie am dacă nu le comunic? Și astfel nu mi le pot acoperi. Apar frustrările, apare mâncatul compulsiv, ce spunea și colega mea, Anca. Deci, practic, sunteți de acord că starea de bine este un factor cheie în a trece mai frumos în a doua și mai sănătos în a doua etapă a feminității. Desigur, dacă aș sta să analizez puțin din punct de vedere psihanalitic, ceva mai complicat, mai profund, să spun, aș putea spune că femeia în această perioadă, inconștient, tratează stările, somatizările pe care le are ca fiind o trădare a feminității. Nu mă mai simt frumoasă, poate, nu mă mai simt atrăgătoare, nu mai pot să am o viață sexuală normală datorită libidoului care scade. Iată motive pe care le sesizăm, sunt la îndemâna noastră, imediat să le vedem, care ne pot crea o stare de disconfort. Te rog, Anca, voie să... Da. Oare cumva să completez, femeia între 35-45 de ani, poate până chiar spre 50, de multe ori este împovărată cu grijile întregii familii, cu foarte multe sarcini și cu o carieră și spre 50 de ani ar fi momentul să se redescopere, dar și să redevină o prioritate pentru ea însăși. Pentru că dacă reușește să își gestioneze emoțiile și să se preocupe din nou mai mult de ea decât a făcut-o și chiar cred și cred că trebuie să le stimulăm pe toate doamnele care se uită la noi să facă acest lucru, poate va fi mai ușoară trecerea spre o altă etapă a vieții. Nu trebuie să depună armele, trebuie să aibă și mai mare grijă de ele. Exact. Eu chiar aș lansa o provocare acum. Să facem o listă cu persoanele importante din viața noastră. V-ați făcut vreodată o listă? Da. Și mă gândesc că vă vin în minte imediat locul 1, locul 2, da? Cine e cel mai important?
De cele mai multe ori, din păcate, nu putem avea o interacțiune directă cu ascultătorii noștri, cu telespectatorii noștri, însă de foarte multe ori, din experiența de cabinet, observ că, în general, femeile, pe primul loc, pun copiii, pun soții, familia, mama, părinții, și de cele mai multe ori ele nu apar pe lista aceasta. Când, de fapt, locul 1 ar trebui să fim noi. Propria persoană, pentru dacă că... Dacă eu nu sunt bine, nici cei din jurul meu nu pot fi bine. Pentru că nu le pot oferi încredere, speranță. Și ce e bine de știut, că intrarea în menopauză și toate problemele ei se pot rezolva. Adică viața poate să fie frumoasă în continuare. Cum ați zis, apar disfuncțiile funcționale, scade libidoul. Pentru asta există tratament, există ajutor. Nu trebuie, gata, a venit menopauza, viața mea s-a terminat. Nu, de fapt, începe a doua etapă a feminității și pe care trebuie să trăim frumos și cu o calitate de viață excelentă. Pentru asta suntem aici, să le explicăm că putem să le ajutăm la orice. Voiam să mai povestim puțin despre problemele pielii și o să vorbim cu doamna Nușa, dar... Să rămânem încă la dumneavoastră, vreau să punctăm puțin ce se întâmplă atunci când cantitatea de estrogeni scade, implicit afectează cumva și activitatea creierului, putem fi predispuși mai mult la declinul cognitiv, la bolile degenerative, cum putem să gestionăm acest aspect? Da, din păcate femeile sunt predispuse mai mult decât bărbații la bolile cognitive, la demență și la boala Alzheimer. E adevărat, studiile arată că tratamentul de substituție hormonală ajută la prevenirea bolilor. Studiile care sunt încă în continuare și nu s-a adevărat cât de mult ar ajuta. Dar, în general, un tratament de substituție ajută la prevenirea și la apariția mai târziu a bolilor de Alzheimer-ul și al demenței. Și completez și eu, pentru că întârzierea apariției Alzheimerului este legată și de un stil de viață sănătos și nu numai de o alimentație corectă, dar și de practicarea regulată a activității fizice. Cred că nu voi avea nici o ocazie la care să nu subliniez importanța activității fizice, iar doamnelor, dacă până acum, dacă ați ajuns la 50 de ani, la 52 de ani și n-ați făcut activitate fizică până acum, pentru că a fost copilul mai mic, pentru că ați avut grijă de soț și așa mai departe, nu e târziu niciodată să faceți o plimbare, începeți cu jumătate de oră în jurul casei, în parc, unde vă place, continuați cu o oră de plimbare, după care poate începe să vă placă și mergeți și puțin la sală sau la înot sau la dansuri. La orice vârstă ne putem redescoperi și putem redeveni cea mai bună variantă a noastră. Aș vrea să vorbim puțin și despre... modul în care a doua etapă a feminității ne aduce cumva la nivelul pielii. Știm foarte bine deja că serviciile în estetică și în deosebit în estetica facială sunt prezente de ceva vreme în România. Aș vrea să știu dacă există și noutăți în acest domeniu. Exact cum au spus și colegele mele, ne uităm la corpul uman exact ca la un joc de puzzle. Odată ce o piesă lipsește, nu mai îl vedem în întreg. Ne ajută pentru tot ce înseamnă estetică pe exterior să începem din interior cu nutriție și mai ales cu psihicul nostru și cu toate complexele din alimentație, sport, toate trebuie puse cap la cap pentru a forma o stare de bine și pentru a avea și o imunitate bună, cât și o piele strălucitoare. Cât despre piele, sunt cei drept diverse tratamente pe care le putem face pe parcurs pentru a îmbunătăți aspectul estetic. Dar până acolo, cu siguranță, trebuie luat totul din interior. Deci sănătatea începe de la nivelul celulei. De la nivelul celulei, exact, din interior, absolut. Iar toate acest, totul pentru a preveni și atunci pentru a proteja sau întârzia acest proces, toate trebuie să aibă un comportament de prevenție încă din timp. Practic, au început femeile din România să accepte, pentru că medicina ușor-ușor
începe să, chiar dacă la nivel micro din punctul meu de vedere, începe să funcționeze și pe prevenție și nu neapărat pe tratarea cauzei. Așa cum am fost obișnuit până acum. Am mers la medic atunci când cauza s-a instalat. Nu am mers la medic înainte ca să înțelegem cum și ce trebuie să facem. Credeți că femeile, că vorbim despre femei, este o cuvânt dedicată femeilor, au început în România să aibă un model de bună practică sau un model preventiv prin structura lor, cum femeile sunt mai puțin, au un spirit de conservare. Nu toate femeile fumează, nu toate femeile beau alcool, pe prepondere. De aici probabil și coeficientul de longevitate mai mare al femeilor decât al bărbaților. Pentru că există un spirit, poate și maternitatea ne aduce aici, în acel spirit de conservare. Dar, în afară de acest spirit de conservare, despre care tocmai am vorbit, am început, observați în comportamentul pacientelor dumneavoastră o schimbare, adică vin cumva anticipați sau vin doar când cauzele deja sunt simptomele, cauzele deja s-au instalat? Din păcate, din propria experiență, nu pot să vă spun exact o cifră exactă, dar aș fi deschisă să facem un studiu, de ce nu. Consider că și observ la cabinet că majoritatea persoanelor vin când au deja o afecțiune, ceea ce nu este neapărat în regulă. Colega mea, cred că... Da, din păcate, pentru că eu sunt și președinta Asociației Medicale de Prevenție prin stil de viață, adică printr-un stil de viață corect, la 20, la 30 de ani, prin niște obiceiuri, dacă noi ajungem la 50 de ani, la vârsta menopauzei, fiind sportive, fiind, sau, mă rog, nu sportive, dar având o activitate fizică corectă, o alimentație corectă, greutate normală, am putea intra într-o menopauză cu totul altfel decât o femeie care la menopauză se confruntă cu problema obezității, cu hipertensiune sau cu altceva. Și, din păcate, lucrez la o clinică de nutriție și acolo vin situații, vin paciente cu obezitate, adică foarte rar, am avut puține cupluri, dar am avut totuși, care au venit în jur de 30 de ani pur și simplu să învețe să mănânce corect, să învețe un stil de viață sănătos, dar deocamdată sunt puțini. Însă apar când sunt deja probleme și e mult mai greu la 52 de ani, de exemplu, la 128 de kilograme, când nu mai pot să faci activitate fizică pentru că mișcarea este limitată ca urmare a complicațiilor mecanice pe care le dă obezitatea, e mult mai greu să intervii și să revii spre un stil de viață corect decât să-l iei firesc de la 25-30 de ani, să înveți să mănânci mai ușor, să excluzi anumite lucruri nesănătoase și să faci mișcare zilnic și atunci toată viața e mult mai simplă. Din păcate, o nouă afecțiune, să zic așa, pe care o descoperim în ultima perioadă este infertilitatea, un lucru de care ne lovim destul de des și acesta pornind tot din zona aceasta, chiar s-a studiat și am citit în ultima perioadă și de la alimentație și de la starea psihică, de la starea... Și de la obezitate. Și de la obezitate, pentru că exact. Sunt jumătate din populația României are supragreutate sau obezitate, 20% sunt cei cu obezitate. Spun, subliniez acest lucru, pentru că mâine, 4 martie, este și ziua de luptă împotriva obezității. Motoul acestui an este Everybody needs to act, adică toți trebuie să acționăm și iată, suntem o echipă multidisciplinară care va acționa și acționăm deja. Aș vrea să intervin referitor la întrebarea dumneavoastră. Există și o explicație de ce atât de greu se face această transformare, să spun, la nivelul conștientului. Există un inconștient ca și un conștient colectiv. Noi provenim dintr-o societate comunistă în care femeia n-a fost foarte respectată sau nu a fost pusă pe primul plan. Femeia, teoretic, conform acestor concepții cu care am fost crescute o mare parte dintre femeile care, crescute o mare parte dintre femeile care, mă rog, în această perioadă traversează menopauza, perioada menopauzei, nu au avut educația respectului de sine. Și atunci ne întrebăm de ce nu venim să prevenim. Da, însă observ, pe de altă parte, o nouă restructurare cognitivă la nivelul tinerilor. Am foarte mulți tineri în cabinet, ceea ce înseamnă, este un semnal pozitiv.
Oamenii au început, și în special femeile, au început să aibă o deschidere către gândire pozitivă, către sunt importantă în viața mea, exist și eu în viața mea, trebuie să-mi acord atenție, îmi place cum arat, da? Sau mă accept așa cum sunt. Deci există o deschidere, dar în rândul tinerilor. Din păcate, încă mai avem o perioadă, să zic așa, un segment de vârstă, cumva vârsta mijlocie, care încă mai are mentalitatea comunistă. Așa funcționăm. Da, și aveți dreptate, adică schimbarea se vede. Tinerii se preocupă foarte mult pentru sănătatea lor. Dar ce e de observat, dacă vorbim de femeile care au intrat deja în menopauză, deja le aduc fetele. Adică le fac programare la medic și le trimit și am venit că m-a adus fata. Asta e. Și atunci ele acceptă să faci prevenția și când le spui ce trebuie să facă, urmăresc consultațiile și toate cele. Foarte multe paciente de genul ăsta în cabinet. Și e de spus, e o diferență, mediul rural și mediul urban. E o diferență foarte mare. Adică în București, pacientele, femeile, au grijă de ele și știu de prevenție, știu ce trebuie să facă. Diferența e foarte mare în provincie. Da, asta e. Aș vrea să tragem câteva concluzii ale discuției de astăzi, deosebit pentru cei care ne urmăresc în acest moment. Practic, în afară de bagajul genetic și de analizele genetice pe care le putem face pentru a identifica din timp cam cum suntem structurați ca și bagaj, de a intra în următoarele etape fiziologice, pentru că nu vreau să ne oprim doar la menopauză, nu vreau să rămână această conferință doar despre menopauză, ci pur și simplu despre femeia care intră în a doua etapă a feminității, în care trebuie să strălucească, în care trebuie să fie frumoasă, în care trebuie să aibă încredere în ea, în care trebuie să se bucure de ceea ce a construit până la acel moment. Vreau să insistăm asupra faptului că chiar dacă la nivel de comportament atât medicii cât și pacienții tineri se îndreaptă și îmbrățișează acest stil de prevenție pentru că este mult mai eficient să previi și mult mai ieftin, aș vrea și sper ca și sistemul de sănătate și de politici publice de sănătate să se ducă în această zonă. Că deocamdată, în practica medicală, cheltuim mai mulți bani pe a trata decât pe a preveni. Sunt foarte puține programe de screening, spre exemplu, lipsește un screening pe nutriție, atât la nivel de copil, atât la nivel de adolescenți, cât și la nivel de tineri. Sunt multe chestii care lipsesc și, practic, aici nu intră în sarcina fiecăruia, ci intră în sarcina organelor de stat și al factorilor de decizie să intervină la acest nivel, în care medicina să fie în scop preventiv și marea parte a bugetelor să se ducă pe acest segment decât pe a trata. Pentru că atât bolile care vin asociate cu menopauza, dar și cancerul și alte, sunt boli care consumă foarte mulți bani și care ar trebui să fie redirecționați și eficientizați într-un alt mod. De asemenea, aș vrea să rămână ca și o concluzie acestei conferințe că sănătatea începe de la nivel celular și mi-a plăcut foarte mult că doamna Nușă, care practic reprezintă o clinică de estetică, unde ar trebui, practic, mi-a plăcut și apreciez în mod deosebit această sinceritate a dumneavoastră, pentru că foarte mulți vând serviciile, adică privesc actul medical ca și un business, în care spui nu contează când ți-a apărut ridul, nu contează când ți-a căzut primul fir de păr, eu îl voi pune la loc ca și cum nu a fost vreodată. Este cum și această abordare care mulțumește pacientul, dar îmi place și apreciez această sinceritate în care ați spus că trebuie să plecăm de la nivel de celulă. Îmbătrânirea nu înseamnă doar să umplem cu acid un rid, nu înseamnă doar, sunt chestii care le putem completa și de care ne putem folosi grație tehnologiei și nivelului la care am ajuns, dar este foarte important să înțelegem toți și toate cele care urmăresc
că încă din de timpuriu, atât alimentația, cât și stilul de viață, ne vor ajuta să întârziem cât mai mult acest proces și în momentul în care el se va instala, să apelăm la medicina regenerativă, la medicina estetică, care vin să completeze aceste. Ideea este de a găsi un echilibru în care să cunoaștem și să întârziem și să fim conștienți că îmbătrânirea celulară înseamnă, poate fi cumva controlată chiar de noi. Noi vom avea pe 16 și 17 martie o conferință de longevitate, o conferință internațională. Va fi a doua ediție și am rămas foarte surprinsă că la ediția din decembrie, profesorul Andreea Maier, care este de origine germană, dar momentan stă în Singapore, țară care a investit foarte mult în gerontologia socială și în medicina, în longevitate și gerontologie, a spus foarte clar că, deși genetica este foarte departe, totuși 75% înseamnă stil de viață. Deci chiar în momentul în care avem acces, cunoaștem genomul, cunoaștem genele care sunt implicate în procesul de îmbătrânire, cunoaștem hormonii care pot fi cumva controlați, totuși stilul de viață rămâne definitoriu pentru a întârzia acest proces natural de îmbătrânire celulară. Vă mulțumesc tare mult și acum aș vrea să știu dacă putem accesa cumva întrebările sau dacă... E vorba de exerciții fizice făcute ordonat, făcute organizat. Orice fel de exercițiu fizic este bun, dar orice fel, depinde de gradul de antrenament și depinde de... de patologia asociată, pentru că există aici un kinetoterapeut, poate să ajute mai mult, pentru că sunt persoane care poate sunt imobilizate sau poate au o capacitate de a face efort foarte mică ca urmare a unor patologii. Persoanele cu insuficiență cardiacă, de exemplu, vor putea face doar sub, de exemplu, noi la clinică avem acele aparate împreună cu kinetoterapeutul care monitorizează evoluția pulsului, evoluția tensiunii și a electrocardiogramei în momentul în care face cineva mișcare. Deci, dacă este nevoie de o abordare personalizată a activității fizice, vă așteptăm la clinică, dar, în general, recomandarea este orice fel de activitate fizică aduce beneficii. Începând cu plimbarea, începând cu 5 minute, începând cu a urca câteva scări în loc de a lua liftul. Pentru prevenirea efectelor secundare ale menopauzei, trebuie început tratamentul de când încep ele prima dată. De când încep primele semne, de atunci trebuie luat tratamentul. E cea mai bună metodă pentru a preveni pe termen lung efectele secundare. Și aș completa de la tinerețe o viață sănătoasă va determina o menopauză frumoasă. Exact. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Mulțumesc tare mult. Sper să ne întâlnim și cu alte ocazii. Sper ca femeile care ne-au urmărit să fructifice aceste informații pe care le-au primit. Mulțumesc tare mult și celor care au asistat la conferința noastră. Vă mulțumesc și în mod special dumneavoastră, invitatorilor mele.